Iubiții Domnului Iisus, vrem să continuăm în această seară, după cum am început în ultimele două săptămâni, să vorbim despre evangelizare. Și ca să încep în această seară, poate într-un mod foarte atipic, rog frații la stație să ne pună slide-ul care l-am pregătit. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ce v-ați face dacă vi s-ar oferi o vacanță în Grecia? E biserică, nu este agenție de turism, dar v-aș întreba dacă ați fi așa într-un loc de frumos ca în Grecia, ce v-ați face? Ochi, că deja ne-am face planuri. Hai de mine, ce aia ar fi relaxarea adevărată? Ce frumos, ce apă! Și cred că păsările sunt mai frumoase acolo ca la noi aici. Nu-s veverițe ca în Canada, dar acolo sigur trebuie să fie foarte, foarte frumos. Dacă cumva ați fi exilați sau refugiați în Grecia, să spunem cum se întâmplă uneori, se întâmplă ceva și fugim toți în Grecia și se nu-și forțați acolo, oare cine am face? Aș spune unul, aleluia, slăvit să fie Domnul. Hai că o economie e mai greu prin Grecia acum, dar ar fi tare frumos. Uite ce frumos arată. Dacă am fi în Grecia, oare ce ne-am face? Dați un slide mai departe. Păi probabil va zice cineva, mergem să facem poze. Ajungi în Grecia, prima oară în viață. Faci poze acolo, la câte lucruri turistice sunt, la câte locuri minunate sunt. Păi ajuns într-un loc extrem de frumos. De altfel, va zice cineva, nu e asta creația lui Dumnezeu? Și ce-au făcut și oamenii pe lângă? Dar asta e creația Domnului. Te uiți la apă, la păsări, la stânci, la... E ceva extraordinar de deosebit. Ce am face noi dacă am ajunge în Grecia? A mânca tzatziki autentic și feta cis cum trebuie pe cinste. Atunci ai mâncat cu adevărat cum este în Grecia. Sau am spune noi că merge la ocean să ne bucurăm de creația lui Dumnezeu, invocăm și argumente teologice. Am face poze la Acropolis sau probabil la templele care au fost făcute acolo, cum e în poza aceasta, să vadă oamenii că am fost și noi pe Grecia. Le-am pune pe Instagram, pe Snapchat, pe TikTok, pe toate, să vadă oamenii că am fost și noi pe Grecia. Sau ne-am odihnit toată ziua că suntem foarte obosiți și în final avem și noi moment de vacanță. Mulțumesc foarte mult fraților de la stație. Dar v-aș întreba, dacă ne uităm înapoi la Sfânta Scriptură, cum a arătat pentru Apostolul Pavel o vacanță în Grecia, în ghilimele, o vacanță. Ne spune în versetul 15 că din momentul ce din Berea a fost alungat deoarece au venit iudeii din Tesalonica să le facă probleme, cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât de curând la el. A trebuit să plece de nevoie, că era cât pe ce să fie problemă cu cei care veniseră să-l atace pe Pavel. Și frații îl duc oarecum forțat în vacanță pe Pavel în Grecia, aduc în Atena. Și acum ajunge Pavel în Atena, așteaptă câteva zile să vină și colegii și eu mă gândesc ce face un apostol când stă, dacă vreți, în ghilimele, în vacanță, în Grecia. Ne spune în versetul 16, pe când îi aștepta, Pavel în Atena i se întărăta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli, în sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Țineți cont de context. Dacă întoarceți mă pagina împreună cu mine, vedem Fapte, capitolul 16. De-abia ajunsese în Europa Apostolul Pavel. Intră în evangelizare, intră în Filipi și acolo, în urma unei descoperiri duhovnicești, face evangelizare și o ia bătaie pe cinste împreună cu Sila. Ba, încă sunt aruncați și în temniță. De acolo mântuiesc pe temnicer. Pleacă de acolo, merg în Tesalonic, vin alți răufăcători și alungă de acolo. Merg în Berea, aceiași răufăcători îi umăresc că nu-i lasă în pace. Și acum ajunge Pavel în Atena. Și mă gândeam că putea spune Pavel, Doamne, mulțam ție că în final pot să mă odihnesc și eu. Acum, până vine Sila, până vine Timotei, am și eu un timp să mă mai relaxez, să mă odihnesc. Și în loc să fac așa, apostolul Pavel începe să predice. Intră în sinagogă, merge în agora, în piață, în locul comun, și acolo se de vorbă cu oamenii despre Iisus Hristos. Vedeți, dumneavoastră, viața apostolului Pavel a fost marcată de această dorință nemaipomenită ca să evangelizeze pe oameni. Spune în Fapte 26:28 și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă înduple să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Asta a fost dorința lui Pavel. Nu să-și facă selfie lângă Acropolis, nu să meargă prin piață să vadă cum e mâncarea prin Grecia, nu să mânce nici tzatziki, nici feta. Dorința lui a fost să evangelizeze pe oameni. Și eu mă întreb, ce am face noi dacă am fi în poziția apostolului Pavel? De altfel, noi suntem de multe ori numai nu involuntar, ci voluntar. Noi mergem de la sine în vacanță, plecăm prin lume, ne plimbăm, ne bucurăm, ne relaxăm. Florida, acum toți merg în Florida, în America, toți vor să meargă, veni valul cu America pe la noi, ca și cum America este noua lume descoperită. Și toți vrem să mergem în vacanță. Întrebarea se pune, ce ne facem noi când suntem în vacanță, în societate, la restaurant, ce ne facem cu privire la chemarea de a fi evangeliști pentru Dumnezeu?
Ziceam ultima oară, dragii mei, că suntem chemați să evangelizăm. Și unul va spune, da, stai să stai. Dar Pavel era apostol. Normal că face, era slujba lui, dar eu... Și spunesem acum două săptămâni, dragii mei, că vântul prigoanei suflă sămânță bună. Și nu evangheliștii majori sau mari sau ei cu renume, ci cei din biserică, dacă ar fi alungați de un vânt, sunt chemați să evangelizeze. Doamne ajută la aceasta! Dar apoi vor zice alții, da, da, dar atunci era mai ușor să evangelizez ca în ziua de azi. Păi tu nu-ți dai seama în ce vreme trăim noi. Îmi dau seama că acum, o duminică am vorbit, că este un blestem al generației noastre. Și ne observăm, dragii mei, că mass media în care noi trăim a contaminat mintea și mentalitatea oamenilor în așa măsură încât nu mai fac față la presiunile care sunt. Oameni în depresie, copii în depresie, din cauza abuzului de tehnologie și multe alte lucruri care le-am discutat în ultima duminică. Și măcar că așa este astăzi, așa era și atunci, numai sub alte forme. Și întrebarea rămâne, ce ne-am face noi dacă ni s-ar oferi în ghilimele o vacanță în Grecia? Vom vedea ce a făcut Apostolul Pavel când ajunge în Grecia involuntar. Am intitulat mesajul, o vacanță în Grecia, varianta apostolică. E bine, dragii mei, să vedem tipicul grecesc. Ne spune versetul 18. Unii din filosofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Erau două clase de experți în vremea aceea. Epicurieni erau oameni care favorizau foarte mult plăcerea trupească de moment și n-aveau de-a face cu viitorul. Ei gândeau că odată cu moartea trupului, moare și sufletul. De aceea, bucură-te în viața aceasta. Vreau să minimalizeze durerea și să maximalizeze plăcerea cât de mult posibil. Ăștia erau epicurienii. A doua clasă de filozofi erau stoici, ei erau foarte tari, foarte reci. De aceea au asumat că în viață sunt momente foarte dificile și neplăcute. Și prin urmare, va trebui să înfruntăm viața cu bărbăție. Că suferim, că ne bate, că vine ciuma peste noi, asta înseamnă să trăiești cu adevărat. Minimalizează plăcerea, înfruntă durerea, fii bărbat cu adevărat. Asta era mentalitatea stoicului. Și între aceste două extreme se împărțeau mentalitățile și gândurile din vremea aceea. Mai era o dorință fundamentală care se observă în Grecia, în Atena. Versetul 21. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Vedeți că Facebook exista și pe vremea aceea, dragii mei? Tot în fiecare zi de pe feed înapoi să vadă ce a apărut nou. Ce a mai apărut prin lume? Să vadă ceva știre nouă. Și ca și noi în ziua de astăzi, erau și ei, mai trăgeau de feed în jos să facă refresh, să vadă o mai apărut o știre nouă, un nou notification. Exact ca și noi, erau și ei. Altă formă, dar același principiu. Observați că asta era mentalitatea din vremea aceea. Își doreau să trăiască strict în plăcerea trupească și ceea ce se întâmplă exact ca în mass media vremii în care noi trăim. Mai mult, era un politeism exagerat. Versetul 16. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Gândiți-vă că nu era un zeu sau mulți zei, era panteonul grecesc, o sumedenie de zei. Mitologia greacă a confecționat o serie întreagă de zei care semăna mai mult cu oamenii decât cu zei. Se băteau, războaie sfinte, se crucișau cu oamenii, asta a însemnat mitologia greacă. Și ăștia credeau filozofii greci din vremea aceea, asta era religia pe val din vremea aceea. Ca nu cumva să greșească, au făcut un altar unui Dumnezeu necunoscut. Mai pe lângă toți ăștia milioane de Dumnezei care avem, mai facem unul în plus, doar în caz că am uitat pe unul sau nu l-am descoperit încă. Și observați, dragii mei, că în vremea aceea apare Apostolul Pavel să facă evangelizare. Asta e cam vremea noastră, omul care sărbătorește și Paștele, și Crăciunul, și Thanksgiving, și Halloween-ul, toate la oaltă, că în final ne simțim și noi bine și ne bucurăm. Omul care n-are o busolă morală, nu știe nici el ce să creadă, crede absolut tot și nu crede absolut nimic. E bine, dragii mei, un dispreț extraordinar se observa în vremea aceea. Versetul 18. Au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Expresia originală, palavragiu, este de fapt ca o păsărică care ciugulește semințe de pe drum. De fapt, asta era un fel de om care culegea un pic de aici, un pic de acolo și făcea și el o poezie. Aș numi eu în ziua de azi teologie de Facebook. Așa sunt unii care urmăresc și ei online și ascultă predica cu tare, versiunea cu tare, un clip short de la predicatorul cu tare și își fac și ei o teologie. Biblia nu o cunosc, argumente nu au, dau teologie de Facebook. Și ăștia îi spun, mă, Pavel, tu ai o teologie de
Facebook. Ai auzit și tu de la greci, de la romani, de la atenieni, ai luat câte ceva de la fiecare și vii cu o învățătură nouă, un dispreț extraordinar. Și în vremea în care noi trăim, să vorbești despre Dumnezeu, despre credință, moralitate, ești cu adevărat demodat, vechi și vai de capul tău. Și observați, dragii mei, că exact așa este astăzi. Vine ateismul care spune, noi l-am omorât pe Dumnezeu cu mult în urmă. Dumnezeu nu există. Expresia favorită a clasei înalte de atei spun astfel, noi, de fapt, toți suntem atei, doar că unii din noi mergem cu un Dumnezeu mai departe. De exemplu, nimeni nu crede în Moș Crăciun sau în aceea zână care vine să-ți dea bani după ce s-a căzut dintele din gură. Nimeni nu crede în asta. Toți suntem atei, de fapt. Doar că noi mergem cu un Dumnezeu mai departe și nu credem nici în Dumnezeu vostru, spun ei. Ei, observați că asta este vremea în care noi trăim. Și acum pun o întrebare. Ce face evanghelistul când este în vacanță în Grecia? Ce face omul Dumnezeu când se intersectează în fiecare zi cu societatea în care el trăiește? Observați versetul 16 încă o dată. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Dragii mei, ne confruntăm cu o serie întreagă de provocări în societatea în care noi trăim și observăm că lumea aceasta a făcut un parc de amuzament enorm în care omul de rând se poate simți bine, poate trăi în plăcere și își poate satisface toate dorințele sale. Ce face creștinul vis-a-vis de aceste plăceri care lumea le oferă? Pavel se întărâta în duhul lui când vedea atâta idolatrie. Noi, dacă am fi în Atena, la Acropolis, ne-am face poză cu templu, să vedem, am fost la ruinile grecești. Pavel, când le-a văzut, s-a înfiorat. Astea sunt temple păgâne, astea sunt numele zeităților, se închină la niște draci și Dumnezei falși. Cum aș putea eu, cum spunea David, să pun pe buzele mele numele lor străine? Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și o vă întreb, dragii mei, ce face creștinul în era modernă când se izbește de lumea care oferă toate plăcerile care sunt sub soare? Ai și filme, ai și show-uri, ai și momente de distracție, și sporturi, și câte altele, și băutură, și mâncare, și toate cele, numai să te simți bine. Ce face creștinul? Căci neprihănitul acesta, despre Lot era vorba, în 2 Petru capitolul 2 cu versetul 8 ni se spune că se înfiora și întărăta duhul când vedea și chinuia sufletul din pricina celor ce le... Ce le făcea? Le vedea și auzea. Nu vi se pare asta ca și mass media modernă? Adică, dacă Lot era pe vremea noastră, ar fi fost echivalentul cu se uita la filme, la știri, la toate acestea, dragii mei. Și privind la ele, vedea stricăciunea de pe ecran, își chinuia sufletul din ceea ce auzea și vedea în fiecare zi. Dar noi ne delectăm la acelea care lumea ni le oferă. De aceea creștinul are o chemare să trăiască într-o modalitate complet diferită de lumea în care noi trăim. Noi avem o împărăție sus în ceruri. Noi ne-am pus nădejdea în Iisus Hristos Domnul. El ne-a sfințit, ne-a curățat, ne-a înnoit mințele, sufletele noastre și ne cheamă să ne gândim la lucrurile de sus. Doamne, ajută la aceasta! Creștinul trăiește diametral opus de lumea în care trăiește. Dar în același timp, creștinul nu se bagă în cochilia lui și se închide acolo, ci creștinul evanghelist, când este în Grecia, dacă vreți, el interacționează cu oamenii. Versetul 17. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Nu i-a disprețuit că sunt politeiști, nu și-a bătut joc de ei că nu seamănă cu el, că nu se îmbracă ca el, că nu sunt ca el, ci a intrat în vorbă cu ei, a vrut să stea de vorbă cu ei. Piața, agora, era locul în care se făcea business în cetatea aceea. Oriunde se întâlnea cu oameni, în fiecare zi intra în vorbă cu oamenii aceștia, chiar și pe stradă, oriunde ar fi, era gata să evangelizeze. Și repet principiul, creștinul are o chemare de evangelizare intențională. Noi suntem chemați să gândim din paradigma evangelizării. Eu oriunde mă duc, orice fac, dorința mea îi să spun ceva despre Dumnezeu. Ca și copilul care vezi că vrea să spună ceva și tot se mișcă și se foiește și așteaptă să-i dai și lui voie să zică ceva. Și când îi dai voie, își exprimă și el ideea. Așa e creștinul, îi doritor să vorbească despre Iisus Hristos. Vă revedeți în această imagine?
Și dacă nu ne întrebăm, oare este cu adevărat Hristos în inimile noastre, dragii mei? Pentru că cel mântuit asta vrea să facă oriunde ar fi. Și mai mult, creștinul este pregătit de evangelizare în orice moment când îi se spune să fie gata. În versetul 19 se spune, atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și i-au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la uș și am vrea să știm, dar și să vedem ce zice aceasta. Versetul 22, Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, și începe predica lui. Pavel era pregătit în orice moment să vorbească despre Dumnezeu. În lumea de business există o expresie numită elevator pitch, adică să-ți poți propune businessul tău cum ar fi după cum urmează. Ai intrat într-o clădire, intri într-un lift și mergi la câteva nivele mai sus. Concomitent cu tine în liftul acela, intră un om de business, îl evaluezi și îți dai seama că e un om care are foarte mulți bani, un investor. Și tu ai un business și tu ai vrea foarte mult ca acest om să-ți investească și în businessul tău. Dacă ai numai 30 de secunde de unde ești tu până la următorul nivel când ajungi acolo, ce i-ai spune ca în 30 de secunde să îl vinzi, dacă vrei, pentru businessul tău? Să vrea să investească în businessul tău. Și lumea de business se fac competiții în care fiecare încearcă să-și prezinte businessul în 30 secunde, într-un minut, în 2 minute, în 5 minute și în fiecare component adaugă ceva mai mult. Ai fi în stare să convingi pe cineva să investească în tine în 30 secunde? Ia multă muncă. Dar eu pun o altă întrebare. Oare creștinul e în stare, dacă vreți să-și vândă marfa lui, să-l prezinte pe Hristos în 30 de secunde, în așa măsură încât omul să ia ceva de acolo, să fie curios, să întrebe mai mult, oare suntem pregătiți? Asta ia timp de meditație, să te gândești cum să-ți alcătuiești cuvintele potrivit. Și asta înseamnă să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu. Dar noi nu avem timp, dragii mei, că noi suntem prinși cu filmele, suntem prinși cu Facebook-ul, suntem prinși cu lumea aceasta, cu business-ul, aia să le facă alte persoane. Biblia ne cheamă pe oricare dintre noi, în orice moment al vieții, să fim pregătiți să putem să prezentăm pe Dumnezeu în orice se întâmplă. Mi-aduc aminte că eram la facultate și la un moment dat, mergând înspre o clădire, m-au abordat două domnișoare. Și când se intră, mă opresc și îmi spun direct în față, nu le-am văzut în viața mea, nu mă cunoșteau, prima întrebare, ai putea să împărtășești cu noi ceva despre Domnul Iisus? A rămas șocat. Asta prorociți, ziceți cu ele, de unde m-a cunoscut? M-a întrebat din prima, da. Și am început să vorbesc despre Iisus Hristos. Când am terminat povestiua, zic ele, ai putea să faci o rugăciune pentru noi? Da. Și ne-am rugat împreună. Când am terminat, am plecat și l-a plecat. De atunci nu le-am mai văzut. Dar se pune o întrebare. Dacă din senin te-ar pune Dumnezeu la încercare și cineva te întreabă, mă, tu ce crezi? Ai fi în stare să-ți prezinți credința în 30 secunde, într-un minut, în 10 minute? Ești în stare să-ți prezinți doctrina care tu o crezi? Sau ai spune, bă, să-i sun păstorul, să văd, call a friend, cum e la milionar, să văd că dacă mă ajută el, că nu știu ce să răspund aceasta. Suntem chemați să fim gata să evangelizăm. E bine, dragii mei, atunci se pune o întrebare. Cum se evangelizează eficient? Bun, mă, tu ești popă, tu predici, dar noi, cum să evangelizăm? Hai să privim la câteva lucruri care le face Apostolul Pavel. În primul rând, fii degajat și prietenos. Versetul 22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. I-a complimentat. Le-a făcut un compliment pentru vremea lor. Fii un om care ești echilibrat, ești simpatic, zâmbești frumos și vorbești liniștit. Nu te panica, nu începe să transpiri, să vai de mine, să... Hristos, da, eu am auzit de el și o dată, nu știu când, la biserică, cândva. Fii decașat, fii liniștit, că ideea este să fii martor pentru Dumnezeu și privește la omul care stă înaintea ta ca la un suflet care probabil singura dată în viață îi se dă șansa să audă despre Hristos. Fii liniștit, cu dragoste privește în ochi pe cel care îți stă înaintea ta. Indiferent de cum arată, cine este, ce are, ce nu are, fii în stare să privești la el ca la un suflet pe care Dumnezeu vrea să-l mântuie. Mulți vorbesc astăzi despre David Wilkinson, care a ajuns în New York, cum zicem noi, în jungla de asfalt și a evangelizat, dragii mei, nu pe clasa înaltă, nu pe aia cu poșete bune care vin acolo la business, pe aia care erau homosexuali, drogați, care erau cei mai de jos.
jos, cei care erau implicați în găștile lumii acelea se omoare unii pe alții, criminalii de atunci, pe ăștia i-au evanghelizat, îi lua în brațe, se ruga pentru ei, stătea alături de ei, dragii mei, asta înseamnă să iubești pe oameni, să fii un evanghelist. Doamne, toarnă noi dragostea Ta! Că altfel, degeaba încercăm noi să evanghelizăm. Ziceam ultima oară, omul simte când îi arăți dragoste autentică sau când numai te prefaci ca să zâmbești așa stil canadian. Hello, how are you? Își dă seama omul, ai aceea capacitate, dragostea lui Hristos în tine, să spui altora despre Dumnezeu. Fii degajat și prietenos. În al doilea rând, găsește puntea de legătură și asta este foarte important. Versetul 23, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile pe care le vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc și eu. Caută puntea de legătură, caută ceva prin care te poți apropia de inima acelei persoane. Dacă mergi la cineva pe stradă și strigi la el, bă, Iisus te iubește, se sperie omul, intră în panică, ce-i cu mine, ce ții după mine? Dar dacă îl iei pe ceva ce este o punte de legătură comună, își deschide inima și îți dă șansa să-i spui ceva despre Dumnezeu. Și aici aș invoca, cunoaște cultura vremii chiar dacă nu o practici. Versetul 28, căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Pavel știa cultura, știa, dacă vreți, melodiile vremii, știa ce se vorbea în piață și măcar că nu practica sau nu trăia păcatul, cunoștea îndeajuns cultura ca să relaționeze cu ei. Nu fi acel om care se închide în casă, eu numai cu biserica și cu Biblia. Omule drag, rămâi cu biserica și cu Biblia, dar fiind de ajuns pregătit să înțelegi contextul cultural în care trăiești. Mie nu-mi place hockey-ul deloc, dar măcar să știu cum se joacă ăla, cu ce băți, cum, ce fel de băți, măcar să mă pot relaționa cu omul care vorbesc. Nu înseamnă să stau la televizor să mă uit la el, dar să am îndeajuns cunoștințe să pot relaționa cu cineva. Eram la Cosul câteva zile în urmă, am plecat de aici de la școală cu copilașul și în drum spre casă spune Diana că am nevoie să cumpăr ceva. Și am decis ca să mai mă duc pe acasă, las copiii, mă întorc înapoi, am intrat cu toți împreună la Costco. 6 după mine, toți ca niște băboci, unul după altul în linie. Am intrat, am cumpărat ce am avut de cumpărat și acum ies la ușă. Și cum îți verifică bonul când ieși la ușă, o doamnă acolo foarte pregătită se uită la mine și 1, 2, 3, 4... Bă, ăștia toți a tăi? Zic, și mai am încă trei acasă. Hai, și-a făcut cruce, vai de mine. Și zic că Dumnezeu e bun. De-aia spune, e bun Dumnezeu și dragostea Lui rămâne pentru totdeauna. Măi, e extraordinar. Observ că a zice despre Dumnezeu, deschizi inima cuiva, că nu știi cu cine ai de-a face. Este necesar să găsești o punte de legătură. Cu ceva timp în urmă eram la un restaurant și m-am dus să-mi cumpăr ceva să mănânc. Când mi-a dus doamna acolo mâncare pe masă, am întrebat-o așa, din plin. Doamnă, eu vreau să mă rog pentru mâncare. Pot să mă rog și pentru dumneavoastră pentru ceva? S-o speriat, s-o uită la mine așa, a început să zâmbească, spune, nu, mulțumesc, dar să știi că mama mea se roagă mult pentru mine, dar mulțumesc, mulțumesc. Așa de perplex o rămas, că o plecat de acolo tot zâmbind, vine înapoi, se uită la mine iară, tot îmi zâmbea că vine la mine. O rămas foarte uimită. Dragii mei, fiți pregătiți să-L mărturisiți pe Dumnezeu. Nu știi când îți deschide Dumnezeu ușa, dar caut o punte de legătură. Eram împreună cu fratele Daniel Grecu, pastorul din New York, și m-am dus să vizitez atunci în 2020. Am ajuns la biserică acolo, am slujit, am plecat împreună să mergem prin downtown și ne-am vrut să mâncăm și noi ceva. O venit cel cu mâncare și când plăteam, zice ăsta, bă, îl iubești pe Iisus Hristos? Și începe să-L evanghelizeze, direct așa la masă, fără încălzire, fără discuții. Arăsă și eu am fost la o biserică. La care biserică mergi? Păi la biserică cu tare. Bă, dar important să avem și o doctrină sănătoasă, o învățătură bună. O rămas omul așa, am stat la masă undeva, cred că preț de 5 minute, să vorbim de Iisus Hristos. Dar auzi, frate, stai. Noi am fost la biserică, am predicat, acum suntem la masă. Acum am de liniște. Ce evanghelizare la masă? Eu acum mă liniștesc. Eu sunt în Grecia. Acum sunt în vacanță, stau liniștit. Dar cine știe dacă ăla e momentul când Dumnezeu vorbește unei persoane? Ești pregătit să-L mărturisești pe Iisus Hristos? Că aici toți îl mărturisim. Slavă Domnului, aleluia! Dar afară se pune o întrebare. Cine îl va mărturisi pe Dumnezeu? Zicea așa de frumos în Scriptură. O, ce frumoase! Sunt pe munți picioarele celor ce vestesc pacea. Doamne, fim noi oamenii aceia care să mărturisim pe Iisus Hristos. Biserică din Kitchener, suntem chemați să evanghelizăm. Doamne, ajută la aceasta! Dar ca să poți evangheliza, dragul meu, este necesar să-ți cunoști doctrina.
să cunoști Sfânta Scriptură. Observați pe scurt în câteva linii ce spune Apostolul Pavel. În primul rând, Dumnezeu este Creatorul. Versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Bă, da, totuși știința ne arată că acum 16 miliarde de ani a fost o explozie enormă și în decursul miliardelor de ani, prin mutații genetice, am ajuns aici. Evoluția ne dovedește, este atât de bine alcătuită că n-ai argument. Na, ce zici? Măi, dragul meu, orice-i spune, Dumnezeu rămâne creator, dar în același timp îi nevoie să fie educat. Că dacă vii tu ca oricare altă spune, bă, noi n-am venit din maimuță. Normal că râde de tine, că nimeni nu spune că am venit din maimuță. Sunt procese biologice, chimice, care s-au întâmplat în timp și îi râd de noi, pentru că noi nu cunoaștem. Și suntem chemați să fim îndeajuns de pregătiți ca să putem răspunde la astfel de provocări. Cu mai mult timp în urmă cu tinerii am studiat aceasta și am discutat exact de ce nu putem să credem evoluția. Că dacă am luat aspectul că în de-a lungul miliardelor de ani s-au făcut mutații genetice simple care au dat la naștere la varietate de vietăți care le avem, tot rămâne o problemă. De unde a pornit viața? Și până în ziua de astăzi știința nu poate răspunde aceasta. Dar știți de unde vine viața? Și Duhul este viața, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu a făcut pe om din țărână, a suflat suflare de viață, Duh Sfânt, și omul a devenit un suflet viu, mărit să fie numele Dumnezeu. Nu putem negocia. Dacă putem asuma, păi da, dacă vrei să crezi evoluția, se poate și aia. Pavel nu dă loc de așa ceva. Și epicurienii și stoicii nu credeau. Dar Pavel spune, Dumnezeul adevărat e creatorul cerului și al pământului și peste el nu este nimeni. Mărit să fie numele Domnului. Cunoașteți doctrina. Dar mai mult, Dumnezeul acesta este susținătorul. Versetul 25. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Dar, auzi, în misticismul vremii în care noi trăim, ai noroc să ai noroc în viață. Este karma. Adică dacă faci bine, primești bine, dacă faci rău, primești rău. Dar noi facem yoga să ne relaxăm, să ne calmăm. Nu este ceva, e ceva care ne relaxează, dragii mei. Dumnezeu este susținătorul și noi nu putem crede nici în aceste idei de șansă, că ceva se întâmplă să nu se întâmplă. Și noi știm că Dumnezeu este suveran. Apostolul Pavel taie orice linie de misticism. Și eu sunt șocat când aud creștini, good luck, noroc să ai. Dragii mei, să ne dea Dumnezeu biruința și binecuvântarea, că norocul nu există. E un Dumnezeu care stă sus în cer și care e suveran asupra întregului pământ. Și dacă eu ca și creștin nu știu acestea, ce mai vreau de la lume? Dumnezeu este susținătorul și eu sunt chemat să mă ancorez în acest Dumnezeu. Cunoașteți bine doctrina. Altfel te vor bate cu misticismul fără să știi cum să răspunzi. Cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai mult, Dumnezeul acesta care este suveran dă un timp de pocăință tuturor oamenilor. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe fiecare din noi. Știți că Dumnezeu îngăduie o vreme, un hotar, un timp pentru fiecare persoană și dacă eu refuz să vorbesc despre Hristos, s-ar putea că era singura șansă în viață când se aude despre Dumnezeu. Vă întreb, nu mă va trage Dumnezeu pe mine la răspundere? Auzim de multe ori întrebări. Și ce va face Dumnezeu cu cei care n-au auzit despre Hristos? Și eu vă spun cea mai groaznică întrebare, nu e aia. Și ce va face Dumnezeu cu cei care știu despre Hristos și au tăcut muți și n-au zis absolut nimic? Nu vi se pare că suntem mai responsabili și pe noi cade întreaga povară? Doamne ajută să fim evangheliști adevărați, să mărturisim despre Dumnezeu. Dar știți care este fundamentul întregii noastre mărturisiri? Că în fundamental, în fond și definitiv, noi nu propovăduim nici religia noastră, dacă vreți, noi nu propovăduim nici cultura noastră, nici românismul nostru, noi nu propovăduim altceva decât fundamentul credinței noastre. Și auziți care este acest fundament?
Versetul 30-31. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Noi avem o nădejde extraordinară și aceasta este credința că Dumnezeu va învia din morți pe absolut toată lumea. Care este credința adevărată? Că unii vor spune, păi, pentecostalii, sunt baptiștii, sunt ortodoxi, sunt catolici, sunt adventiști, sunt alții. Care este credința adevărată? Vă citez un verset care ne dă un răspuns foarte, foarte extraordinar bine alcătuit. Iuda 1 cu 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Asta e credința adevărată. Bun, slavă Domnului. Și care e asta? Păi noi spunem, păi noi, evanghelicii, că noi suntem cei mai apropiați de Scripturi. Oare ăsta este răspunsul? Care este credința dată sfinților odată și pentru tot deauna? Răspunsul, dragii mei, îl găsiți în Romani, în capitolul 4, în care Apostolul Pavel ne spune în versetul 17. După cum este scris, te-am rânduit, este Avram, să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru, înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care sunt ca și cum n-ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna este credința în învierea morților, dragii mei. Și această nădejde ne animă pe noi. Ne spune apostolul care scrie cartea Evrei în capitolul 11 că acest Avram a crezut că Dumnezeu și din morți îl învie pe Isaac și drept vorbind ca din morți l-a primit înapoi. De fapt, asta este credința dată sfinților odată și pentru tot deauna. Apostolul Petru ne spunea așa de frumos că noi trebuie să fim gata ca în orice moment să dăm socoteală de nădejdea care este în noi. Întrebarea este care este nădejdea care este înscrisă în inimile noastre. Ne spune Evrei 9:27 și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, apoi vine judecata, tot astfel Hristos a murit și a înviat pentru noi. Credința autentică este aceea că Dumnezeu înviază morții. Și ca să cimentez această expresie, dragii mei, ascultați în 1 Corinteni 15 cu versetul 16. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Dacă aici doar credem în El, pentru ce? Să fim bogați în Hristos, să avem bani în Hristos, să avem sănătate în Hristos. Eu mi-am pus nădejdea în Hristos pentru viața care via să vie și voi învia și îl voi vedea pe Dumnezeu. Asta este credința apostolică autentică și la asta ne cheamă Dumnezeu să aderăm și noi. Nu la un cult anume, ci crezând că Dumnezeu ne va învia după ce vom muri. Și îi vom spune noi, da, dar cum rămâne cu sfințirea, cu pocăința, cu faptele bune, cum rămâne, dragii mei, cu îmbrăcămintea decentă, cum rămâne cu baticul, cum rămâne cu toate astea? Ne spune Apostolul Ioan în capitolul 3, din 1-a sa epistolă, versetul 1-3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum sunteți copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Asta e învierea morților, așa cum auziți. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță după cum El este curat. De aceea spune Apostolul Pavel, și Dumnezeu să vă păzească trupul vostru, sufletul vostru și Duhul vostru întregi la venirea Domnului Hristos.
De aceea sunt chemat să împăzesc trupul acesta. De aceea nu curvesc, de aceea nu beau, de aceea nu fumez, de aceea nu-mi bat joc de templul Duhului Sfânt, că în mine a pus Dumnezeu comoara veșnică. Și în ziua când voi adormi, dacă Cel ce a înviat pe Hristos din mort este în voi, Duhul Sfânt, și voi veți învia în ziua când se va arăta Hristos. Doamne, vino cât mai curând. Asta este credința autentică dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Și când evanghelizezi, asta le spui oamenilor. Tu știi că ai un trup și vei muri într-o zi. Inevitabil vei muri. Dar vine o altă zi a învierii, când vei învia și în trupul acesta va trebui să dai socoteală de orice ai făcut când erai în trup. Pentru ziua aceea ai avocat? Ăla este Iisus Hristos Domnul. Asta înseamnă să evanghelizezi, să-i spui că Iisus Hristos îi spală păcatele, că îl iubește, îl cheamă și poate da și lui mântuire. Și dacă nu mă crede, ce mă fac? Și aici Apostolul Pavel ne dă o lecție extraordinară. Că în momentul predicii sale, Apostolul Pavel predică, nu eu, Apostolul Pavel, extraordinar, ne spune versetul 32, când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Lasă, Pavel, asta e prea de tot. Dacă ne spune de moralitate, de abstinență, hai că poate mai le încadram la stoicism, la epicurianism, cum le făceam? Dar învierea morților? Morții nu învie, morții mor și se duc. Și Pavel spune, nu, asta e credința reală. Dumnezeu ne va învia și pe noi cum l-a via pe Hristos. Că aici stă baza, Hristos a înviat din morți, mărit să fie Domnul. La fiecare paș noi spunem, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și asta înseamnă, dragii mei, că noi mărturisim că și noi într-o zi vom învia ca și Iisus Hristos. Dar Pavel dă o lecție. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Știți care e, dragii mei, fundamentul? Nu-i treaba mea. Semănătorul a ieșit să-și seamene sămânța. El nu se uită unde aruncă, el aruncă sămânță. Una cade în pământ bun, una cade în pământ stâncos, una în mărăcini, alta lângă drum. Nu-i treaba lui unde cade sămânță, el aruncă sămânță. Dumnezeu e Cel ce face să crească, mărit să fie Domnul. Și de aceea, dragii mei, noi suntem chemați să aruncăm sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Că nu știi când va încolți și va prinde inima unia, ca și Dionisie sau Damaris, care atunci au crezut propovăduirea lui Pavel. Doamne, fă-ne evangheliști eficienți, fă-ne evangheliști cu dor de evangelizare, fă-ne oameni care să lucrăm pentru împărăția Ta. Și dacă nu, dragii mei, să ne luăm gândul la răsplată, că dacă nu ne facem partea, pentru ce să ne răsplătească Dumnezeu? Apostolul Pavel spunea, nu e o cinste neapărat să predic Evanghelia, pentru mine e o datorie. Și vai de mine dacă nu predic Evanghelia lui Dumnezeu. Doamne, pune și noi gândul acesta. Amin.